Puteți să spuneți, vă rog frumos, ce e chestia asta, ce cine mănâncă cu degetul Nutella, mă? Salut, bă, sacalilor, ce faceți? Dragii mei, când postez eu asta, a trecut Ziua României, dar vă zic, la mulți ani de Ziua României și a trecut și Sfântul Andrei, așa că, bă, toți Andrei de la 7 până la 25 de ani, vă urez la mulți ani cu ocazia Sfântului Andrei. Știți bine, când trecut am mai făcut noi o chestie, există două tipuri de oameni, dar am făcut un fel de test care arată ce fel de tipuri de oameni sunt în lumea asta. Așa că avem aici un joculeț în care scrie, uite, begin the game, știi? Și noi vom juca să vedem ce fel de oameni suntem. Așa că, dragii mei, vă rog, pe fiecare în parte, bă, dar pe fiecare în parte, bă, lăsați un comentariu la sfârșit cu ce fel de oameni sunteți. Unu, bam, eu aia, știi, ca să vedem câte comentarii sunt. Eu dau inimă la toate. Bem și noi o gură de apă înainte să începem episodul, că e prea cald. Ia uitați ce cald e aici, cam șemineul meu, Doamne, nu mai pot de cald cu șemineul ăsta. Hai că da. Și acum că vine Crăciunul, nu uitați să folosiți codul SNEAK pentru 10% reducere pe Food Shop, se bagă reducere acolo, folosiți și codul SNEAK ca să aveți și mai multă reducere. Băgați acolo codul SNEAK pentru 10% reducere. Luați-vă haine că e frigus. Hai să vedem, begin the game. Hai să vedem, which are you? Am zis, hai să vedem de 4 ori. Să mă bată mama dacă nu. Ce fel de oameni sunteți voi? Un despărțitor, da? Ăla care desparte și linge și bagă în apă, că la reclame bagă în apă, în ceai, ce vrea el. Sau mușcați așa biscuitele direct. V-am zis, trebuie să răspundeți la fiecare în parte. Eu personal n-am încercat, adică mi se pare o chestie puierilă chestia, adică strici gustul biscuitelui. Eu o să dau o biter, hai să vedem. Ce? 52%? Bă, ce? Bă, ce urmă să cred că suntem dominați de oameni de ăștia, bă. De asta e rău acum, de asta e coronavirus, din cauza voastră, că despărțiți ăsta, mă, what the fuck. Cum vă place blatul la pizza? Așa mai subțire, știi, și mai crocant, sau așa moale și gros, așa? Adică, bă, mie sincer îmi plac ambele, că îmi place pizza. Nu mai îmi place așa tare, dar totuși mă gândesc că eu sunt ăsta cu crusta așa mai subțire, știi? Adică, da, nu că nu-i bună pâinea aia, dar se simt și o leacă cărniță aia acolo, știi? Că nu degeaba mi-au 4 carni, știi? Când nu mi-au... Puneți carne acolo în pizza! Eu sunt ăsta, 59, ok, slavă cerului, suntem cu una, ne aflăm în medie. Asta dacă nu mă înșel, am avut și la episodul trecut. Poate mai, ce-i chestia asta? Le drăgumet sau le winget? Și adică nici nu-mi dau seama dacă e în engleză sau franceză. La modul, ce vă place mai mult? Copănelul sau aripioara? Copănel sau aripioara? Copănel sau aripioara? Nu pot să mă decid. Bă, e greu, e greu, nu știu ce să decid, bă, voi să lăsați acolo, să notați la toate în comentarii, bă. Bă, trebuie să fie 5.000 de comentarii, bă, cu fiecare, ce ziceți toți, mă. Copănel, bă, hai cu copănelul, 64%, da, bă, totuși, e mai multă carne, bă, pe copănel, acolo, bă, băieți, bă. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, aveți acolo link în descriere sau căutați voi Arun Niculeț, știți să mă urmăriți și pe mine, că urmează să facem mare giveaway pe Instagram și trebuie să fiți acolo cât mai mulți. Acum că mi-am făcut promovare și sper că o să mă urmăriți, bine, am fac și o promovare, că nu mi-a făcut nimeni. Bă, măcar eu să-mi fac promovare, sincer, măcar eu. Ia că trebuie să-mi pun ăștia să devină profesorul Octavian, ia să vedem. Să-mi spuneți, dragii mei copii, ce fel de oameni, tipuri de oameni, dacă pot să spun așa, sunteți voi, sunteți care mănâncă plăcită cu negresă, nu plăcită, negresă, cu alune sau fără alune. Să spunem, vă rog frumos, care sunteți voi, da? Vă rog frumos, da? Mie personal îmi place foarte mult și negresă, fără, bineînțeles, fără alune, dar totodată ador, nu că ador. Slujet, ador, e ceva fenomenal, divin pentru mine, negresă cu alune. Deci voi vă da cu alune, hai să vedem. 24%, m-am dus, am plecat profesorul Octavian, se poate sunt prea bătrân pentru această eră, v-am pupat. Salutări, dragi tovarăși, pa! Da, se pare totuși că profesorul Octavian e mai de modă veche, așa, știi, că vor veni, adică nu-i place cu alune, cu de-astea, dar și mie îmi place, dar asta e, lumea nu vrea. Ce fel de persoană ești, care mănâncă mărul tăiat sau care mănâncă dintr-o bucată? Să vă zic personal, mie îmi place foarte mult să-l mănânc tăiat, pentru că știți cum fac pur și simplu tai în patru, așa, mamă, stai că mi-am tăiat birou să mor. Bam, 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 la tăiat așa în patru, i-am scos un pic semințele, știi, și las totuși, așa că dacă lași așa, nu-l mănânci, bă, că-l faci așa, gal, după rămâne ca o ciupearcă, așa, știi, bă? Adică rămân alea, nu? Deci eu o să rămân cum să... Ia uite-l! Ce? Băi! Băi, băieți, bă, totuși! Orez alb sau orez brun personal, eu hai că trebuie să o grăbim deja, bă, băieți. Deci eu sunt cu orezul alb, ia uite, 80%. Dă-o încolo! Hai, următoarea, direct! Pepsi sau cola? Nu beau absolut niciuna, nu știu cum... Să skipez, să dau skip la așa ceva, nici nu știu care e diferența. Personal n-am mai băut cola sau Pepsi de peste, deci cred că sunt în al 5-lea an în care vă jur că n-am mai gustat așa ceva. Nici nu știu, o să zic Coca-Cola, că toată lumea zice 69, 69, Pepsi. Sunteți genul care mușcă direct ca țărani, bă, adică nu că sunteți țărani, bă, poate chiar sunteți țărani, că, na, așa e, sunteți țărani, dacă mușcați direct așa, ha, din toată ciocolata, ca și cum ar fi o bumbacă, sunteți țărani, da, aia e. Sau sunteți ăsta care rupe, știi, și mănâncă așa
așa, eu personal sunt ăsta care, ia uite, totuși 80, bă, nu suntem toți țărani, bă, deci aia 20, bă, sunteți țărani, dar vă iubesc, bă, dar sunteți țărani, bă. Mama, asta știți bine că am avut-o și la episodul trecut, dacă nu mă înșel. Bă, cum să nu mănânci tu, mă, Andrei, care mai, mă, 12 ani și nu mănânci crusta, mă, și-o lași așa, așa te-a învățat, mă, ta, mă, Andrei. Cred că e momentul să-l chem pe profesor Octavian, că, bă, că Snick nu mai e bun, știți ce zic. Deci, gura, am venit la chemarea domnului Snick, mamă, ce se vede acolo, mamă, ce nebunie, în ochiul ăla, mamă, bun, avem așa, pâine, tacată sau separat, nu înțeleg, adică, când vă faceți un sandwich, puneți peste sau mâncați fără. Eu personal mănânc fără, adică când îmi dă tata meu mare, Dumnezeu, pătă aia, dar mai mănânc așa, unz, da, uite, 64%, totuși vă mulțumesc că aveți aceeași opinie cu mine pe care o veneți, o adori, ceva divin, divin. Vă salut și ne vedem mai încolo, sigur că da. Profesor Octavian a decis să iasă când o venit diabetul direct, deci o crescut glicemia lui profesor meu Octav să mor dacă nu l-a pus pe Octav așa cu picioare în sus direct, bă, profesor, alergi, nu pot să mă gândesc, vere. Bă, eu de la un timp ce nu mâncam mult zahăr și așa, bă, dar acum nu mai pot, bă, să mănânc ciocolată, nu mai pot să mănânc dulciuri, efectiv nu pot, am o zi pe săptămână în care să zic duminica că fac un cheat day și mănânc, bă, dar nu pot, bă, să ziceți voi dacă mâncați ciocolată multă, bă, eu nu mai pot să mănânc dulciuri. Și totuși, dacă ar fi să aleg dintre cupcake și un tort de ăsta într-o așa, aș alege totuși tortul, 65%, da, o brânză, mă, sivă. Puteți să spuneți, vă rog frumos, ce e chestia asta, gen cine mănâncă cu degetul Nutella, bă? Bă, gen cu lingura, hai că mai am luat și o bucățică de pâine, băgam așa Nutella în el și-l făceam așa și-l băgam. Bă, dar cine bagă, bă, cu deget? Bă, bage așa cu degetul ăla maro. Mamă, mi-e rău, ești handicapată asta care ai făcut poza, mi-e rău să mamă, să nu-ți mai priască Nutella la 5 ani de zile. Dă-i cu pâinea asta cu ușa, mamă. Bă, 35%, bă? Bă, poftim, bă, ce-i chestia asta, că nu înțeleg. Bă, pot să vă știu și eu pe ăștia, bă, care băgați degetul Nutella, băgați așa în gură, că nu, eu nu vreau să fiți abonați, vă jur. Eu personal nu vreau, bă. Să vezi câți dintre abonații tăi sunt genul de oameni care bag așa degetul Nutella și bag așa în gură și le intră așa pe sub unghie, bă. Dă-o, bă, dă-o brânză, măsii, bă. Lasă-o brânză, măsii, ce preferați, bă? Bă, fără de asta, nici nu mai știu cum se numesc în română, sau penghi, sau clătite. Eu personal prefer clătite, deși nu mai mănânc. Dar îi dau cu clătite, hai, cu 62 la totuși, măcar atât. Doamne, când mai... Milk chocolate sau... Nu mai bun, bă, băieți, rău, că m-a terminat, bă, mă, dezgustați, mi-e rău, bă, când mă gândesc... Ce preferați, bă? Sunteți genul care preferați ciocolata cu lapte sau ciocolata neagră? Deși ciocolata neagră este mult mai sănătoasă și am mai gustat în ultimul timp ciocolata asta credeam și eu că suntem copii până la urmă. Mă, sandwich rece sau sandwich s-a terminat sau sandwich cald, bă, băieți, deci eu din mine, deci de o săptămână numai asta mănânc sandwich de la așa la sandwich maker cu cașcavăluți de la care se întinde așa pe ăla și călduț și cu cu șunculiță așa e bună, repede, așa călduț, așa. Ia uite, bă, ce preferați? E penultima întrebare. Taco sau burrito, bă, băieți? Taco sau burrito? Și fete, că sunteți multe fete. Taco sau burrito? Ăștia cred că asta e de fapt shawarma. Și ăștia n-au termen de shawarma, știi, la ei shawarma. Dar noi, asta e shawarma. Cine preferă taco? Doi vere cu burrito acolo. Bă, ești prost la cap, s-a terminat, nu mai am nimic. Am ales cică 75% cu toată comunitatea, adică suntem în medie, știi, suntem ok. Eu v-am zis, nici nu pot să mă mai bine dau să-ți am sonul, sincer, un pic să-mi cânte focul ăsta, de-aia așa veni, bă, dar cu cât ce mândru sunt, nu? Dar avem foc, bă, dar vă invit la mine, bă, totuși. Haideți aici, bă. Veniți, bă, bem o ciocolată caldă împreună, bă. Hai să fac, uite așa, spiritul sărbătorilor, bă. Cam ăsta a fost videoclipul, v-am zis să lăsați comentarii la fiecare chestie și să mai îmi răspundeți la o întrebare. Aici a început să ningă, să-mi ziceți dacă ninge și la voi. Bă, nu că ninge, mi-a acoperit golful din cât era el de alb, l-a făcut mai alb, s-a terminat gen. Sper că v-ați simțit bine și nu uitați, ne vedem în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2 sau la ora 6, în funcție de cum e afară. Nu uitați să activați clopoțelul cu toate notificările și ce să vă zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat! Pa, bă!